Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem cum va fi ziua de 24 august. Avem 5 variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2, varianta numărul 3, varianta numărul 4 și varianta numărul 5. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 5 variante cu care considerați că rezonați mai bine. Sper că v-ați hotărât, dacă nu puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima variantă și anume varianta maro. Să vedem cum va fi ziua de 24 august pentru cei care ați ales varianta maro. Avem două bilețele. Vizită la medic. Vizita la medic poate să fie o vizită de rutină sau poate să fie că mergeți cu animăluțul să-i faceți un vaccin, da? Deci nu trebuie neapărat să fie ceva. Și prieteni. Să vedem pentru varianta verde. Și pentru voi văd că sunt tot două bilețele. Schimbarea decorului. Și mai avem pace. Pentru varianta roșie. Ups! Voi văd că aveți o zi foarte intensă. Cumpărături. Mesaje. Plimbare. Drumuri scurte. Dureri de cap. Hai să vedem ce alte. Inamic. Deci voi chiar aveți foarte multe mesaje pentru ziua de 24 august. Hai să vedem ce mai avem aici. Părăsire. Părăsiți voi pe cineva sau vă părăsește cineva? Și cumpărături. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la Ulcica Roșie. Și voi trece la Ulcica Alb cu Flori Roșii. Și voi aveți destul de multe mesaje pentru ziua de mâine. Împăcare. Părăsire. Aveți și împăcare și părăsire. În aceeași zi. Iubire. Prieteni. Și plimbare. Și voi trece la ultima variantă. Să vedem cum va fi și pentru voi ziua de 24 august. Studii. Inamic. Împăcare.
și iubire. Și mai avem încă un mesaj, inamic. Deci, fiți atenți la inamici. Cam astea au fost mesajele și pentru voi, cum va fi ziua de 24 august, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai bună în continuare. La revedere!